Românii cu studii superioare vor primi pensii mai mari de anul acesta. O lege care va intra în vigoare din toamnă prevede un calcul îmbunătățit al pensiilor, care va lua în considerare nu doar anii de cotizare, ci și anii petrecuți la facultate, masterat, doctorat. Potrivit noii legi, pentru fiecare an de studii absolvit, un român va beneficia de o creștere de 0,25 de puncte de pensie. Cum fiecare punct de pensie valorează 81 de lei, această creștere va fi un bonus semnificativ la venitul lunar al pensionarului. De exemplu, pentru cei care au absolvit o facultate de 4 ani, pensia lor va fi majorată cu un punct, adică cu 81 de lei în plus. Pentru cei care au urmat studii de masterat timp de 2 ani, se adaugă încă 0,25 de puncte pe an, adică 0,5 puncte în total, echivalent cu 41 de lei. La fel se procedează și în cazul doctoratului, a serviciului militar de 2 ani sau a anilor petrecuți în șomaj, unde fiecare an va echivala cu un sfert de punct de pensie în plus.